Cercetările astronomilor continuă pentru deslușirea tainelor Universului, iar premierele nu întârzie să apară. A fost publicată prima imagine a unei găuri negre, o formațiune localizată într-o galaxie îndepărtată, descrisă de specialiști drept un monstru. Gaura neagră are un diametru de aproximativ 40 de miliarde de kilometri, de 3 milioane de ori mai mare decât al Pământului, și este situată la o distanță de 500 de milioane de trilioane de kilometri, relatează Mediafax. Imaginea a fost realizată cu ajutorul unei rețele de 8 telescoape situate pe tot globul. Profesorul Heino Falke de la Universitatea Radboud din Olanda a explicat că această gaură neagră a fost descoperită într-o galaxie numită M87. Ceea ce vedem este mai mare decât tot sistemul nostru solar. Are o masă de 6,5 miliarde de ori mai mare decât a Soarelui și este una dintre cele mai mari găuri negre despre care credem că există. Este un monstru absolut, campionul de categorie grea în rândul găurilor negre din univers, a spus acesta. Găurile negre sunt corpuri asemănătoare într-o primă aproximație cu planetele, dar care conțin enorm de multă materie, fiind cele mai dense obiecte din univers, potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic din București. Atracția găurilor negre este atât de mare încât nici lumina nu mai poate scăpa, începând de la o anumită distanță limită. Mai mult, se spune că pentru a face din Pământ o gaură neagră va trebui să comprimăm toată materia Terei într-o sferă de doar 9 mm diametru, iar pentru Soare de numai 3 km. Thank you.